Alo, bună ziua, bună ziua. Frosena mă numesc. Bună ziua. Am numărul dumneavoastră de la Mareșicalul Vergil. A fost acum câțiva ani la dumneavoastră și a fost foarte mulțumită de serviciile dumneata. Și am o problemă mare rușinoasă și nu... Preotul e supărat și nu vrea să ne mai privească la biserică. Doamnă, nu știu dacă vă ocupați dumneavoastră cu deieste, cu așa. Alo, mă auziți? Da. Așa. Deci eu pe bărbatul meu l-am prins cu umbla la animale, doamnă. E rușine mare și păcat, dar nu știu unii să mă mai duc și să mai fac. La umbla... Umbla la animale, dar mă înțelegeți dumneavoastră cum, adică nu... Știu! Da. L-am prins acolo și pe ninor... De unde ești? De la Bălțați sunt. Comuna Tătărăni. Așa, și ce vrei să afli? Păi dacă pot să-l scap din păcatul ăsta, dacă pot să-l aduc pe calea și să-l fac om normal, că m-au făcut de rușine în tot satul. Și, doamnă, cât m-ar costa și unde să viu și să fac și ce trebuie să aduc? Deci, nu trebuie să pot să vin până la București, dar pot să te rezolv și prin telefon. Dacă pot să vin cu eu, te primesc cu mare plăcere. Eu dau adresa și vin la lui. Nu sunteți din Vaslui? Că am crezut că sunteți din Vaslui. Nu. Am înțeles. Și prin telefon cum facem? Cât mă costă? Te costă 3 milioane, îmi dai datele lui. Numele de portez, melodia și vârsta. Și eu promit în 3 zile să rezolv. Da. Vă sun mâine înapoi? Trebuie să tai vreo găină? Trebuie să tai vreun cucoș? Trebuie să fac ceva? Nu trebuie să tai nimic. Ai trebuie să fac un ritual, atât. Am înțeles. Deci mâine revin eu cu un telefon să... Și banii cum îi trimit? Prin poștă? Prin cine îi trimit? Prin poștă. Îți dau numele meu și ce duci la poștă și depun. Aha. Bun. Hai, mă duc acum să văd și rezolv și sun mâine înapoi sau... În seara asta până la și oră lucrați? Eu lucrez toată noaptea. Bun. Dar la 12 până la 4 de dimineață. Bun. Mulțumesc frumos. Cu plăcere, Doamne ajută. Numai bine. Alo? Da? Mă auziți? Da. Helicobacter Frosina mă numesc, alu Bălțatu. De la Bălțați vă sun. Sunt veșină cu Mareșicalul Vergil, alu Țâmpu. O venit acum câțiva ani la dumneavoastră și a fost tare mulțumită. Și ei mi-au dat numărul. Doamnă, am o problemă rușinoasă. Nu știu cum să vă explic și să zic și să așa. Am fost la biserică, preotul a zis că să nu mai călcăm pe acolo, nici eu, nici bărbatul. M-a făcut de rușine tot satul nimernicu. Alo? Bună ziua, doamna Hara! Da. Bună ziua, să rămână. Frosina mă numesc, alu Bălțatu. Și doamna, am și o problemă mai rușinoasă cu bărbatul ăsta al meu. A făcut 8 prostii mari. M-a făcut de rușine... Cu bărbatul. Doamna... Mi-e rușine să vă și zic. L-am prins cu umbla la animale, dacă mă înțelegeți pe mine. Da. Înțelegeți și zic aici. Doamnă, ce să fac? Cum să mă scap de asta? Că tu o aflat și satul, mi-e o rușine, nici mai poți mai mi-a pe stradă, vă spui. Pentru că de unde ești? Din Bălțați sunt, din județul Vaslui. Din județul Vaslui? Da. Am înțeles. Cum să fac? Frosina! Cum? Frosina! Frosina? Da! Da. Păi, măi, Frosina! Spuneți! Eu pot să te rezolv. Spuneți, da. Eu te pot să te rezolv la asta, dar trebuie să fac în așa fel o lucrare pe numele tău și pe numele lui. Cum îl cheamă pe el? Vergil! Vergil. Așa, deci eu pot să fac o lucrare pentru tine. Lucrarea te costă 400 de lei, ești de acord? 400 de lei. Dar unde... De unde? Ce? Nu înțeles. 400. Da. 4 milioane. Oi, de mine. Păi am pensia și... Da. Păi și unde să vin? Ce să fac?
Dacă vrei să te rezolvi, eu te pot ajuta și prin telefon. Dacă poți să pui ăștia 400 de lei și ai posibilitate, îmi spui dacă ești de acord. N-am atâția bani. Să văd dacă reușesc să mă împrumut în seara asta de la o vecină, că... Dar nu se poate mai ieftin o leacă, că măcar, nu știu... Cât ai putere să plătești scusena? 200 de lei. E bine scusena, dacă nu mai nu e, problemă nu e nimic. 200, să rămână, mulțumesc mult, Doamne ajută. Ascultă-mă la mine, și cum poți să le depui banii? Păi, la poștă? Da, dacă ai o bancă acolo. Mă duc la CEC, la HUS. Nu la CEC, la o bancă ING. La banca ING mă duc. ING. Așa, și ING. ING. Îmi dau contul și nu mai plătesc nici comisiune. Da, da. Ei, bun. Hai că te suni ori din dată, în jumătate de oră, să mă duc să iau banii de la vecina, să văd dacă îmi dă și mâini, te suni în jumătate de oră, să nu se culci. Bine, Fusina, hai. Bine, mulțumesc mult, Doamne ajută. Sănătate.